Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Oameni dragi, vă invit să deschideți Scripturile în Cartea Galateni, capitolul 4, și să citim unul dintre pasajele care vorbesc despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, ne bucurăm de harul lui Dumnezeu și de faptul că fiind în viață sănătoși și cunoscători de cuvântul Domnului, suntem aici la sărbătoarea aceasta, gândindu-ne la Mântuitorul Iisus Hristos și la dragostea care L-a trimis să vină la noi. Aș vrea să spun o predică mai scurtă în seara aceasta pe care am intitulat-o Aplicațiile întrupării Mântuitorului. Cele mai mari două repere din viața și activitatea Mântuitorului sunt ce s-a întâmplat la Iesle și ce s-a întâmplat la cruce. Ce s-a întâmplat în Betleem și ce s-a întâmplat în Golgota. Vom înțelege ce s-a întâmplat la Betleem dacă vom înțelege ce s-a întâmplat la Golgota. Și vom înțelege ce s-a întâmplat la Golgota atunci când vom înțelege ce s-a întâmplat la Betleem. În Noul Testament sunt patru scriitori care vorbesc, dezvoltă tema întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Evangheliștii Matei și Luca prezintă perspectiva istorică a întrupării. Așa se face că Matei arată împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. Spre exemplu, nașterea lui Iisus Hristos, Dumnezeu îi vorbește lui Iosif în vis printr-un înger. Magii la Ierusalim și întâlnirea cu Irod, fuga în Egipt și omorârea copiilor în speranța că printre ei este regele întrupat, și apoi moartea lui Irod și întoarcerea din Egipt a familiei sfinte. Luca, dimpotrivă, arată miracolul întrupării. El prezintă vestirea nașterii lui Iisus Hristos, printr-un înger îi vorbește Mariei despre ce urmează să se întâmple, urmează cântarea Mariei, urmează nașterea Domnului Iisus Hristos și îngerul care vine la păstorii din Betleem să le spună despre Marea Veste. Matei și Luca prezintă perspectiva istorică. Nu mai avem o altă perspectivă istorică în Scriptură, cu excepția acestor doi scriitori care vorbesc despre ce s-a întâmplat. Evanghelistul Ioan, dimpotrivă, împreună cu Pavel, prezintă împreună cu teologică perspectiva teologică întrupării Mântuitorului. Așa se face că Ioan în capitolul 1, spune că Domnul Iisus a venit la evrei, dar aceștia la evrei, dar aceștia la evrei, l-a mers la neamuri și acestea la o mare parte dintre oameni din neamuri l-au primit pe Mântuitorul Iisus Hristos, și au luat dreptul de a se numi copii ai lui Dumnezeu. Pavel, în textul pe care l-am citit, în Galateni capitolul 4, el vorbește despre Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat din fecioară la timpul potrivit. El a venit să redea poziția de copii ai lui Dumnezeu, pe care oamenii au pierdut-o, și în final, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se va odihni în inimile oamenilor născuți din nou. Aplicații practice la întruparea Mântuitorului. Prima dintre ele este sugerată de pasajul pe care l-am citit. La împlinirea vremii. Aceasta surprinde nici mai mult, nici mai puțin decât preexistența Mântuitorului Iisus Hristos înainte de întrupare. Acest subiect a fost clarificat în timpul istoriei timpurii a bisericii de cele două concilii, de la Nicea și de la Calcedon.
La Nicea s-a pus problema arianismului, adică Hristos doar om. Se spunea de Hristos că este doar om. Mai ales la Golgota, nimeni nu-L putea omorî pe Dumnezeu. L-a omorât pe omul Iisus Hristos. Și la Calcedon s-a pus problema monofizismului, adică Hristos Dumnezeu. Alții spuneau că Iisus este doar Dumnezeu. Aceste două concilii au clarificat faptul, până astăzi, că Iisus Hristos a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Această afirmație, pentru logica noastră omenească, nu face niciun sens. Aceasta, ca cele mai multe pasaje din Scriptură, trebuie acceptată prin credință. O a doua aplicație practică este fenomenul supranatural, care este prezent oriunde Dumnezeu se manifestă printre oameni. Și cu această ocazie putem să spunem faptul că întrebările oamenilor care vor răspunsuri logice la evenimentele supranaturale nu vor primi niciodată un astfel de răspuns logic. În Luca, în capitolul 1, versetul 37, Scriptura spune: niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este fără putere. La creație, cuvântul lui Dumnezeu s-a manifestat cu putere. În toate evenimentele petrecute cu poporul evreu, care 40 de ani s-au învârtit în pustie, puterea lui Dumnezeu s-a manifestat. Apoi, perioada judecătorilor, perioada monarhiei, perioada profeților și în Noul Testament, puterea lui Dumnezeu a făcut semne și minuni. Ideea este următoarea: oriunde este prezent Dumnezeu, este prezent fenomenul supranatural. La fel de supranatural este faptul că o fată virgină, o fată fecioară, a născut un copil. La fel de supranatural este faptul că Iisus a înviat. La fel de supranatural este că El s-a înălțat la cer. Biblia este absolut îmbibată de supranatural. Nu trebuie să ne oprim doar la supranaturalul din întrupare sau doar la supranaturalul din înviere, pentru că supranaturalul este între cele două coperți ale Bibliei. El nu vine ca o acțiune umană, ci vine ca o acțiune divină atunci când se manifestă în contextul uman. Noi niciodată nu vom avea răspunsuri suficient de logice, pentru că natura lui Dumnezeu este atât de desăvârșită și de mare, încât ar fi imposibil de la nivelul nostru de ființe fragile, vulnerabile și limitate să înțelegem lucrurile acestea pe care noi le numim minuni sau supranatural. O a treia aplicație pe care vreau să o surprind este acceptarea voii lui Dumnezeu în împrejurări incomode. Iosif și Maria au fost puși în împrejurări extrem, extrem, extrem de incomode. Acceptarea, de fapt, presupune ascultare și supunere. Întotdeauna când cineva acceptă un lucru, nu înseamnă că-i convins. Copiii acceptă multe lucruri fără ca să fie convinși că-i bine ceea ce fac. Dar ei se supun autorității părinților și pur și simplu fac ceea ce le spun părinții. Dar ei nu sunt convinși că așa ar trebui. Dacă ei ar face ce cred ei, ar face lucruri foarte diferite decât ceea ce le cer părinții. Dar ei se supun, se așează sub autoritatea părinților și, fără să înțeleagă mare lucru, pur și simplu acceptă. Exact așa a făcut Maria. Un înger a venit la Maria și i-a spus. Nu făcea niciun sens. Ea era domnișoară, era o fată care nu a avut nicio relație cu un băiat. Și nicio fată nu va accepta că ea poate să nască atâta timp cât este fată. Ei, fata aceasta n-a înțeles mare lucru. Să nu vorbim de consecințele, de implicațiile sociale, de stigmatul social, de rușinea, de frica. Nimeni n-a înțeles-o, nimeni n-a crezut-o. Care dintre noi am crede că o fată a făcut un copil cu un înger? Ba, ne-am simțit ofensați că încearcă să ne prostească ca pe niște copii, spunându-ți: băi, fetișcano, te-ai născut și tu alalter și tu vii să ne spui nouă că fetele nasc copii fără ca să aibă o relație intimă cu un băiat? În situația asta extrem de incomodă a fost pusă Maria. Ea și-a pierdut reputația, și-a pierdut onoarea, și-a pierdut liniștea, și-a pierdut bucuria. A avut inima strânsă când a trebuit să-i spună lui Iosif: uite ce mi s-a întâmplat, nu înțeleg nimic de aici, dar uite ce mi s-a întâmplat. Este extraordinar faptul că Iosif, la rândul lui, a fost un bărbat deosebit.
Nici el n-a înțeles ce se întâmplă. Dar după ce a venit un înger și la el și i-a spus, a acceptat, cât a înțeles, numai el știe. Noi doar putem bănui că n-a înțeles mare lucru, după cum n-a înțeles mare lucru nici Maria. Maria avea dreptul să se bucure de tinerețea ei, de rezultatele caracterului ei ca și domnișoară, ca și tânără, de perioada de logodnă cu Iosif, de perspectiva căsătoriei, însă ea a renunțat la toate aceste lucruri pentru a putea să accepte ce a cerut Dumnezeu. Tu o să faci un copil. Dar, Doamne, o să fac un copil fără un bărbat? Da. Tu o să fii singura femeie din lume care o să faci un copil fără relația cu un bărbat. Pentru că în miracolul acesta, în inexplicabilul acesta, este soluția lui Dumnezeu care evită păcatul adamic, pe care Mântuitorul, dacă l-ar fi avut, nu putea să mai fie Mântuitor. Necăsătorită, dar însărcinată, însă a acceptat. La 7 ani, sau până la 7 ani, l-a crescut pe Mântuitorul. La 12 ani se duce cu el la templu. Nu credeți că oamenii când treceau pe lângă ei, mai ales cei care veneau din nord, din Galileea, spuneau, asta este femeia aia care a născut un copil fără băia, fără tată. Însă toate aceste lucruri le-a făcut doar ca să accepte. Întotdeauna când accepți voia lui Dumnezeu, va trebui să accepți anumite lucruri incomode la pachet. Poate dispreț, poate ironie, poate absența oportunităților, poate acceptarea de a refuza anumite lucruri pe care le-ai fi avut de altfel. Întotdeauna, absolut întotdeauna, acceptarea voii lui Dumnezeu implică lucruri incomode. La 30 de ani s-a dus cu fiul ei la nuntă. La 33 de ani stătea la piciorul crucii și se uita cum îi curge sângele din trup și odată cu sângele și viața. Femeia aceasta s-a ținut după fiul ei întotdeauna, până când s-a înălțat la cer. Un al treilea lucru pe care vreau să-l spun ca o aplicație practică la perioada sau la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos este gestionarea sexualității celor doi logodnici. Este remarcabil faptul că Matei surprinde lucrul acesta spunând în versetul 24, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul, adică a acceptat ce i-a spus îngerul. Îngerul sau Scriptura sau părinții sau pastorul sau predica sau cântarea îți spune să nu mai bei, să nu mai fumezi, să nu mai minți, să nu mai înjuri, să nu te mai lauzi, să nu mai fii arogant. Uite ce a făcut Iosif. După ce s-a trezit, a făcut ce i-a spus îngerul. Asta se numește acceptare. Observați ce fel de bărbat a ales Dumnezeu pentru ca să-și accepte logodnica însărcinată cu nimeni. Maria a făcut un copil cu nimeni. Iar acest bărbat a fost atât de matur, atât de răbdător, atât de înțelept, atât de tolerant, încât, fără nicio logică, a acceptat o minune inexplicabilă. Unde sunt bărbații aceștia astăzi? Priviți la omul acesta în ce situație incomodă s-a trezit și el a acceptat. Cum s-a trezit din somn? Cum a devenit conștient? A și trecut la treabă, împlinind voia lui Dumnezeu. Și versetul la care vreau să ajung, dar n-a cunoscut-o pe Maria până când nu s-a născut pruncul. A dormit în aceeași cameră, probabil cu ea, 9 luni de zile. Și Scriptura menționează ca să fie limpede, dar n-au avut relații. Se întâmplă în prietenii de 2-3 săptămâni sau poate într-o seară, când fetele își pierd onoarea și demnitatea și totuși vin la biserică. Uitați-vă la 2 tineri care au dormit în aceeași casă 9 luni de zile și au fost oameni. Pentru că atât de oameni au fost încât Dumnezeu i-a ales pe ei ca să fie familia sfântă, în mijlocul căreia va veni înghesuit în trup de om. Dumnezeu Fiul. Și el nu s-a atins de ea. Și au trăit ca 2 frați de corp până când a născut băiatul. Gestionarea sexualității.
Felul în care îți gestionezi sexualitatea este direct proporțională cu onoarea, cu demnitatea și cu caracterul pe care ți l-ai dezvoltat. Dacă ești plin de filme și plin de prostii și de aere, atunci nu vei rezista nicio seară, nu 9 luni de zile. Acești doi logodnici au rezistat nu pentru că n-au fost oameni normali, au fost la fel de normal ca noi, dar au rezistat pentru că ei au înțeles că sunt în planul lui Dumnezeu, au acceptat planul și la pachet toate lucrurile incomode care au făcut parte din planul acesta. Și au pierdut reputația, s-au trezit cu un stigma de care n-au mai scăpat niciodată. Iosif a rămas restul vieții să crească un copil pe care nu l-a făcut, n-a participat în mod biologic și foarte multe lucruri pe care nici măcar nu le putem anticipa. El a luat asta ca pe o slujbă. A luat asta ca pe o slujbă. Atunci când ai probleme pe care nu le mai poți rezolva, ia problemele acelea ca pe o slujbă pe care trebuie să o faci și fă-o. Atunci când ai o soție sau un soț, când ai un copil sau un părinte cu care nu te înțelegi extraordinar de bine, ia situația asta incomodă ca pe o slujbă, asumă-ți-o ca pe o slujbă și fă-o ca pe o slujbă. Spui așa în mintea ta, aceasta este o slujbă, Doamne, pe care mi-o asum, cu tot ce este incomod în ea. Va trebui să mă umilesc, umilința asta o să o accept ca pe o slujire cu care o să mă închin înaintea ta. Va trebui să tac când am de spus adevărul, dar o fac pentru pace, pentru liniște. O să accept asta ca pe o slujbă și o fac ca pe o slujbă, Doamne. Lucrurile pe care nu le poți face, care te sâcâie, care te enervează, asumă-ți-le ca pe o slujire. Efectiv, asta îți este slujba pe care ți-a dat-o Dumnezeu. E o slujbă la care te-a chemat Dumnezeu. E incomodă? Nu ești primul om care face o slujbă incomodă. Mai incomodă decât a Mariei și a lui Iosif nu poate fi. Pur și simplu au renunțat la ei și i-a dat prioritate lui Dumnezeu în timpul lor, în viața lor, în energia lor, în trupul lor, în familia lor, în plăcerea lor, în bucuria lor, lucrul la care ei au renunțat. Au renunțat la ce era frumos și a primit lucrul acesta incomod și l-au primit ca pe o slujbă. Iată-mă, aici este roaba ta, facă-mi-se după cuvântul tău. Cu oameni de genul ăsta poți să faci și biserică, poți să faci și picnic, poți să faci și muzică, poți să faci și predică, poți să conduci o biserică, poți să mergi și în evangelizare. Oamenii ăștia știu și la vale, știu și la deal. Știu și să ierte, știu și să accepte, știu și să tolereze, să nu mai fie așa de ofiliți și de șifonabili. Pentru că aceasta este o slujbă la care ne cheamă Dumnezeu. Să acceptăm lucruri care sunt incomode. Altfel, pocăința noastră este de duminică. Altfel, pocăința noastră este de duminică. Un băiat, un bărbat și-a ales și el o logodnică și n-a știut ce-și alege. Iar o fată cu minte și serioasă, un model de fată, și-a ales și ea un logodnic și Dumnezeu a intervenit în logodna lor și le-a spus, urmează să vi se întâmple lucruri incomode. Le acceptați? Iar ea a spus, facă-mi-se după cuvântul tău. Iar el, cum s-a trezit, s-a dus la ea și i-a spus, mi-a vorbit și mie, cine ți-a vorbit ție? Acum te înțeleg. O să stăm 9 luni împreună în aceeași casă, ca doi frați de corp, făcuți de aceeași mamă, până când se naște copilul, pentru că copilul acesta vine de la Dumnezeu. Cine dintre noi poate să-și asume lucruri incomode ca o slujire făcută în numele Domnului? Cine poate să accepte o nedreptate care îi se face în numele Domnului, ca pe o slujire, fără să-l certe pe fratele și fără să-l bârfească și fără nimic, doar în numele Domnului, ca pe o slujbă? Acestea sunt aplicații la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Gestionează sexualitatea în perioada prieteniei, în tinerețe, în perioada premaritală, în perioada maritală și în perioada postmaritală. Uitați-vă la câteva soluții. Elimină opțiunea să te izolezi. Nu te izola niciodată.
Nu te izola, dacă te izolezi, vei fi mai vulnerabil față de diavolul. Du-te la pastor și spune-i, du-te la un creștin matur din adunare și spune-i, spune-i ce ți se întâmplă. Spune-i să postească împreună cu tine. Nu confunda mărturisirea cu spovedania. Am pe inimă să predic despre asta odată, pentru că Biserica Evanghelică se îndreaptă tot mai mult înspre spovedanie, plecând de la mărturisire. Apoi, o altă sugestie, îndepărtează ispita care îți deschide mintea spre păcat. Îndepărtează-te de ispita aceea. Dacă filmele îți deschid mintea, renunță la ele. Hristos spunea, dacă mâna te bagă în păcat, tai-o! Mai bine mergi în cer cu o mână decât să nu te duci deloc. Orice te oprește să mergi în cer, aluncă-l de la tine, evită-l, scapă de el, luptă-te! E un lucru incomod, acceptă-l ca pe o slujbă. Și încă ceva, postește, roagă-te și caută-l pe Dumnezeu. Nu ești singura persoană care te rogi pentru ceva. Sunt alții care se roagă pentru lucruri mai grele, mai amare, mai greu de suferit. Sunt mame care duc poveri de neînțeles. Sunt soții, soți sau tați care termină experiențe absolut grele. Încă o aplicație. Mântuitorul în viața biologică a fost uneori incomod. Aduceți-vă aminte că îl invită cineva la masă, se duce acolo probabil pentru prima oară și găsește două categorii de oameni, gazda și alți musafiri. Și el se îndreaptă spre musafirii ăia, care erau pe prima bancă, și le spune, credeți că este o soluție bună să vă așezați pe prima bancă? Eu vă recomand să vă duceți pe ultima bancă. Dacă gazda vă respectă, o să vă aduc aici, în văzul la toți, și atunci o să vă bucurați de cinstea pe care o meritați. Da, dacă vă ia de aici și vă duce pe ultima bancă, ce căutați aici? De ce vi se pare că sunteți grozavi? Duceți-vă pe ultima bancă. El nu era gazda, era invitat. Cum și-a permis Hristos să facă asta? Dar nu se potolește, se duce și la gazdă. Și îi spune, matale ai organizat masa asta în speranța că și ăia pe care i-ai chemat, te vor chema și ei duminica viitoare la dumneata. Să nu mai faci așa altă dată. Altă dată să chemi oameni care n-au casă, că ei n-au unde să te cheme. Să chemi oameni care n-au bani, că ei n-au unde să te cheme. Să chemi oameni care n-au nimic, că ei n-au unde să te cheme. Nu mai chema oameni care o să facă 1-1, ci luptă-te să rămâi cu 1-0. Nu mai imaginați-vă ce-o fi zis gazda. Nu puteam eu să-mi văd de treabă, că era să-mi scape să spun altceva. Nu puteam eu să-mi văd de treabă. Ce mi-a trebuit mie să-l chem aici pe... Au dreptate ăștia când spun că tot ce spune e ciudat, e atipic. Mântuitorul însuși a fost uneori incomod. Închei spunând faptul că îngerii sunt prezenți în contextul întrupării Mântuitorului. Un înger îi vorbește lui Iosif, logodnicul Mariei. Un înger îi vorbește Mariei, logodnica lui Iosif. Un înger le poruncește să meargă în Egipt. Un înger le vorbește părinților să se întoarcă. Un înger îi vorbește lui Zaharia. Un înger vorbește păstorilor. Contextul întrupării este îmbibat de îngeri. Și noi ne dorim îngeri, dar pentru ce? Ce lucruri facem ca să se merite, ca să se justifice prezența unui înger? Investiția lui Dumnezeu este întotdeauna direct proporțională cu dificultatea acțiunii care este în curs de desfășurare. Dacă poți să faci un lucru, nu va veni niciodată un înger. Dacă ai ce să mănânci, nu va veni niciodată un înger. Dacă nu te omoară nimeni, foarte probabil că nu va veni niciodată un înger. Dacă ai mașină să te duci dintr-un loc în altul, nu va veni niciodată un înger. Îngerul vine atunci când nu mai poți. Și nu numai că nu mai poți, dar trebuie să faci un lucru care absolut te depășește. Aplicații la întruparea Mântuitorului. Oameni dragi, evenimentul acesta al întrupării a sfidat logica, a sfidat rațiunea, a sfidat capacitatea umană, a sfidat istoria și rămâne în picioare până astăzi ca o lucrare de neînțeles făcută de Dumnezeu care înțelege toate lucrurile. Când Dumnezeu apare pe scena vieții oamenilor, El face lucruri supranaturale pe care oamenii nici măcar nu le pot interpreta, justifica, înțelege și explica. Și atunci ei le aruncă în cutia cu minuni. Este o minune pe care nu putem înțelege. Întruparea, învierea, înălțarea și tot șirul de minuni care îmbibă cartea numită Biblia.
este pur și simplu manifestarea unui Dumnezeu care vine pe scena vieții oamenilor și face lucruri care sunt la nivelul Lui. Iar noi ne uităm neputincioși și fără cheia de a descuia înțelesul, spunem încă o minune făcută de Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Dumneavoastră știți că stă să vină încă o minune, să vină din nou la noi, dar nu ca să moară, ci ca să trăiască și să ne ia și pe noi și să ne ducă acolo. Am citit că o familie care avea o fetiță de probabil vreo 8 anișori, tatăl consuma alcool și într-o seară s-a certat foarte puternic cu soția lui, a luat pistolul și a împușcat-o. S-a împușcat și el și toată scena asta oribilă s-a petrecut sub ochii fetiței care era îngrozită. Fetița a fost dusă la orfelinat, o familie de creștini au venit și au luat-o, au făcut-o copilul lor. Au dus-o la școala duminicală, prima oară în viața ei a fost dusă la școala duminicală și profesorul de la școala duminicală a arătat o imagine cu Iisus și a întrebat copiii, știe cineva dintre voi cine este persoana asta? Și fetița asta a țâșnit în picioare și a spus, eu știu cine este, persoana asta m-a luat în brațe în seara când tatăl meu a ucis-o pe mama și s-a ucis și pe el, s-a sinucis. Întrebarea mea este următoarea, cine ar mai putea să-i scoată vreodată din cap acestei fete? Persoana pe care a văzut-o în noaptea aceea, care a mângâiat-o cât a stat la orfelinat, cât a rămas singură, vedeți cât de prețioasă este prezența Domnului? Oamenii intră în anxietate și în depresie, nu datorită problemelor, ci datorită absenței lui Dumnezeu, care oferă legitimitate, resursă, stabilitate, echilibru, autoritate, putere. Asta nu înseamnă că credincioșii nu pot avea depresie sau anxietate. Ba da, dar nu în masă, pentru că noi avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Închei cu ce spunea Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Oameni dragi, să plecăm de la această celebrare a Crăciunului din anul 2023 și să ținem minte că întruparea are și aplicații, să nu le uităm și să ținem cont de ele. Haideți să stăm în picioare, să încheiem slujba divină și mai apoi să ne despărțim. Să mulțumim Domnului, să ne rugăm Domnului și să binecuvântăm pe Domnul.